Sâmbătă, pe 14 noiembrie, în jurul orei 15, la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central al municipiului Suceava, vis-a-vis de Palatul Administrativ, s-au adunat 170 de copii și tineri cu viorile în mâini, dar și cu câte un trandafir alb, de care era prinsă o panglică tricoloră. Acompaniați la pian de profesoara de muzică Elena Andriescu, o parte dintre violoniști au cântat balada lui Ciprian Porumbescu. Imediat după momentul muzical, copiii și tinerii au depus florile la bustul compozitorului Ciprian Porumbescu, au făcut o fotografie de grup și s-au îndreptat apoi spre centrul municipiului Suceava. Acolo, unii dintre ei, îmbrăcați în costume populare, au prezentat câteva momente folclorice. După ce la fel la Stupca am avut 140 de viori atunci când am comemorat 6 iunie pe Ciprian Porumbescu, astăzi la 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, îl omagie pe Ciprian Porumbescu. Un mod de a-l omagia este de a veni cu flori, cu tricolor. A fost un mare patriot, o vioară, un mare compozitor român și sunt tineri. Deci aceste mesaje, tinerii, vioara, tricolorul, spun așa, că tinerii sunt cei care trebuie să trimită mesajul mai departe peste timp. Este într-adevăr un mesaj emoționat. În majoritatea suntem județul Suceava, toți de câte știu suntem județul Suceava, prin urmare 170 de viori. Tineri violoniști care vin la consacrări sau sunt deja artiști consacrați s-au reunit astăzi aici pentru a da un mesaj. Tot sâmbătă, pe 14 octombrie 2023, în semn de omagiu adus compozitorului, în centrul municipiului Suceava a putut fi urmărită opereta în două acte Crai Nou, de Ciprian Porumbescu, libret Vasile Alexandrii, însoțită spre final de un joc de lasere. Și-au dat concursul orchestra și corpul de balet al ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu, coreografia George Palaniuc, profesori și elevi Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, corul Vox Campus Capul Câmpului, dirijori preot Ciprian Curcă, profesor doctor Sever Paraschiv Dumitrache, sonorizare Dan Lungu, scenografia Gonda Cojucariu, regia tehnică Ioan Vizitiu, conducerea artistică și dirijor profesor Emil Havriliuc, manager al Centrului Cultural Bucovina Sorin Filip. Distribuția din opereta Crai Nou, Moș Corbu, Cimpoier Bătrân, Cezar Mititiuc, Dochița, Tânăra Țărancă, Herna Săndulean, ispravnicul Marian Gogan, Bujor, capitan de jandarmi, Sergiu Dumbravă, Leonaș, Tânăr, Nicolae Ilincăi, Anica, Orfană, Viorica, Daud, Corjan. În cadrul anului Ciprian Porumbescu, în aceste zile, se desfășoară la Suceava Festivalul Internațional, care poartă numele marelui compozitor.